val de anchete la Spitalul Județean Brăila după moartea unui pacient de 53 de ani. Nu numai Ministerul Educației, dar și Internele și Sănătatea au nevoie de bani din fondul de rezervă pentru cheltuielile curente și cel puțin 20 de copii se numără printre ostaticii Hamas din fâșia Gaza. E vineri, 20 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Un bărbat de 53 de ani care suferă de inimă pleacă în toiul nopții de unul singur din spital. E găsit apoi în imediata lui apropiere, mort, în pijamale și descălțat. Poliția din Brăila a deschis anchete pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu în cazul lui Victoraș Grozavu. Șofer de tir care lucrase în străinătate până în vară, el s-a internat în august la Spitalul Județean din Brăila. Familia se plânge că starea lui s-a agravat pe întreaga durata internării și acuză mai mulți medici că ar fi tratat cu lejeritate îngrijorările privind starea bărbatului. Duminica trecută, el ar fi avut chiar posibile simptome ale unui atac vascular cerebral și a sunat incoerent familia. Iar peste noapte, fiul bărbatului a primit un apel în care era anunțat că tatăl său dispăruse. Era internat la etajul al șaselea al Spitalului Județean și a trebuit să treacă de paznic și de barieră ca să poată ieși din instituție. Dănuț Grozavu, fiul pacientului, a înregistrat cu camera de bord discuțiile cu medicii din noaptea morții tatălui său. Andrei Udișteanu l-a întrebat ce diagnostic primise acesta. Singurul diagnostic pe care l-am primit de la un medic oficial a fost insuficiență cardiacă. În data de 15-10 l-am întrebat ce este. Stai că acum caut un loc de parcare. El aflându-se în spital fizic. Unde ești acum? Păi, acum sunt în Italia, în zona Cremola, mă deplasez către Franța. Am o descărcare dimineață în Franța. Era total confuz cu privire la locația sa. Ne-am deplasat de urgență, eu și mama mea, la Spitalul Județean. Am încercat să urcăm pe secția cardiologie, dar nu am fost lăsat de agentul de pază, fiindcă noi eram programul de vizită. Am sunat la camera de gardă a secției cardiologie și le-am semnalat de urgență starea tatălui meu. Tatăl meu nu este coerent. Spune că este în Italia, este posibil ca tatăl meu să fi făcut un accident vascular cerebral. Am fost asigurat că tatăl meu va fi investigat. L-am sunat pe tatăl meu să vedem dacă și-a revenit și în jurul orei 23 ne-a spus hai lăsați-mă să dorm că mâine dimineața în descărcare. Deci era în continuare confuz ultima oară când ați vorbit. Da, tatăl meu era în continuare confuz. Aceasta a fost ultima convorbire pe care ați avut-o cu tatăl dumneavoastră? Da. În dimineața zilei de 16.10.2023, în jurul orelor 4.30, am plecat de la domiciliu pentru a mă deplasa spre București, iar în jurul orelor 6.13, am fost sunat de către numărul spitalului, de către centrală. Mi-a spus o voce feminină care mi-a spus, domnule Grozavu, avem o problemă cu tatăl dumneavoastră. Alo? Alo? Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Grozavu? Da. Profesor Șervanțe, de la cardiologie. Nu problemă cu tatăl dumneavoastră, a plecat din spital. Cum a plecat din spital? Da, la ora 4.55 a părăsit spitalul și am sunat și poliția, noi l-am căutat peste tot. Nu este nicăieri. Și mi s-a spus, da, l-am căutat salon cu salon, etaj cu etaj, tatăl dumneavoastră nu mai este în spital. Alo? Sunt fiul lui Grozavu. Da. Am sunat acasă, nu știe nimeni de el. Nu s-a dus acasă, altundeva n-avea unde să ducă. El la seară nu era conștient deloc, nu era coerent. Am vorbit cu doamna doctor, spunea că este în sevraj. Da, noi să știți că am fost toată noaptea la el. Putea să plece și până în noi. Nu știu ce să fie. A tot poliția. El nu are haine de stradă, nu are, nu știu dacă ai telefonul la el. Nici telefonul nu și l-a luat, l-a lăsat în salon. În schimb a fost căutat și pe etaje și peste tot. La scurt timp am sunat-o pe mama mea pentru a întreba-o dacă l-au găsit pe tata și mi-a spus că să mă țin bine, eu aflându-mă pe autostradă în acel moment, mi-a spus că l-au găsit mort
la 10 metri de o ieșire păzită a spitalului cu paznic și cu barieră, tatăl meu a fost găsit în pijamale și în tălpile goale. V-au explicat cum a fost posibil să iasă din spital un pacient fără să-l vadă paza, medicii, asistenta? Nu, atât secția de cardiologie la care am fost și m-am deplasat și am cerut explicații în mod civilizat și calm, nu mi-a furnizat nicio explicație cum a fost posibil să se întâmple așa ceva. Nu mi-explic cum a coborât 6 etaje pe lângă paznici, nu mi-explic cum a ieșit în curtea spitalului, nu pot să-mi explic cum tatăl meu a părăsit spitalul, altfel decât prin neglijență. Directoarea Spitalului Județean Brăila, Mihaela Râșnoveanu, a invocat ancheta internă a instituției ca să evite să dea explicații. A fost o excepție. Nu s-a mai întâmplat așa ceva, mai mult de atâta nu pot să vă spun. Îmi puteți însă confirma dacă este adevărat că fiul domnului Grozavu a reclamat în mai multe rânduri faptul că starea omului se înrăutățise treptat? Nu cunosc asemenea informații. Nu cunoașteți dacă omul a reclamat sau dacă îi se înrăutățise starea? Nu știu dacă a reclamat sau dacă despre ce este vorba. Plângeri pe care le-am primit la redacție legate de felul în care sunt asigurate gărzile, ați mai primit? Nu. Niciodată? Nu. Nouă ne scriu oamenii că ar fi situații în care nici n-ar exista medici de gardă, e adevărat? Nu pot să vă spun da sau nu. Asta n-are absolut nicio legătură cu cazul în sine. Vă întreb dacă aveți suficienți medici de gardă. Nu, medici nu avem suficienți, asta este clar. Deci este perfect plauzibil ca la o dată ulterioară să nu existe medic într-o secție, medic de gardă. Da, este posibil, da. Și e la fel de posibil să se repete ceva de felul ăsta? Eu sper că nu. Ce pot să vă spun? În ziua respectivă am avut medic de gardă. Ați verificat cumva cele întâmplate sau lăsați doar poliția? Este o anchetă în derulare, nu. Este o anchetă în derulare și la nivel spitalului. Sesizările sunt trimise la Consiliul Etic. Consiliul Etic hotărăște ce face mai departe. Consiliul Etic din cadrul spitalului? Din cadrul spitalului, da, da. Bun, deci o aripă, să spunem, a spitalului judecă ceea ce s-a întâmplat în același spital. Nu e vorba de o aripă, este Consiliul Etic constituit conform legii. Ministerul Sănătății și el avertizat asupra celor întâmplate anunță că Direcția Brăileană de Sănătate Publică și Consiliul Județean fac propriile verificări. Să mai spunem că în această vară o femeie însărcinată a murit în Botoșani pentru că nu a primit îngrijiri vreme de 7 ore la spital, iar o femeie romă cu dizabilități a fost nevoită să nască pe trotuarul din fața Spitalului Urziceni. Vara în care a plouat cu drone în delta Dunării a convins Ministerul Apărării să instaleze în zonă un sistem recent de interceptare a acestora. Surse guvernamentale afirmă că tehnologia provine din mai multe state și că ea va fi montată în curând. Săptămâna aceasta, în vizită la Kiev, premierul Ciolacu anunțase, de altfel, că va schimba abordarea în cazul atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Din vară încoace, mai multe drone au căzut în județul Tulcea, la granița cu Ucraina. Inițial, guvernul și președintele au negat existența incidentelor, dar fragmente ale aparatelor au fost găsite ulterior de localnici. Vladimir Putin a vizitat între timp cartierul general al așa numitei operațiuni militare speciale din orașul Rostov-pe-Don. Regiunea Rostov se află la granița cu autoproclamatele Republici Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei. Rostov-pe-Don a fost în iunie și scena spectaculoasei revolte a mercenarilor Wagner, care au ocupat pentru scurt timp cartierul general, au pornit spre Moscova și au renunțat brusc la rebeliune. Azi noapte, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut Congresului să aprobe o nouă tranșă de ajutor financiar pentru Ucraina. Istoria lumii e într-un moment de cotitură, a spus el. Camera Reprezentanților însă nu are în prezent un lider și nu poate să aprobe niciun fel de cheltuială. După 1 an și 8 luni, războiul din Ucraina a epuizat resursele ambelor armate implicate și e de presupus că se va transforma într-un conflict de uzură.
Mai bine de 20 de copii minori se află printre ostaticii luați din Israel pe 7 octombrie de către gruparea radicală palestiniană Hamas. Așa afirmă conducerea armatei din Israel, potrivit căreia numărul seniorilor răpiți de Hamas ar fi de cel puțin 10. Cei mai mulți ostatici sunt în viață, a adăugat Ministerul Apărării. Blocada impusă după 7 octombrie fâșiei Gaza a transformat regiunea într-o gură a iadului pentru civili, spune pe de altă parte o agenție a Națiunilor Unite. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a vizitat azi punctul de trecere a frontierei de la Rafah la granița cu Egiptul. El se așteaptă ca primele tiruri cu ajutoare să poată intra în Gaza mâine sau la scurt timp după aceea. Oficialitățile palestiniene afirmă că peste 4.000 de oameni au murit în Gaza după atacul Hamas, care a făcut 1.400 de victime pe teritoriul Israelului. În așteptarea operațiunii terestre a armatei israeliene în Gaza, ministrul apărării a spus că odată ce războiul cu Hamas se va fi terminat, Israelul nu își va mai asuma răspunderea pentru situația din fâșie. Yoav Gallant le-a spus parlamentarilor din Comisia pentru Apărare și Afaceri Externe că obiectivele anunțatei operațiuni sunt eliminarea Hamas și distrugerea capacităților sale militare și guvernamentale. Israelul și-a retras trupele și coloniștii din Gaza în 2005, însă a păstrat controlul asupra frontierei comune, a spațiului aerian și a liniei țărmului.